Lovit de o mașină și călcat de o alta. Un bărbat în vârstă de 60 de ani din județul Mehedinţi a avut un sfârșit teribil. Omul traversa printr-un loc nemarcat și neiluminat la ieșirea din Robeta Turnu Severin. O mașină l-a izbit în plin și apoi și-a continuat drumul. În urma impactului, bărbatul a căzut la pământ în stare de inconștiență. Două autoturisme au reușit să-l evite, însă al treilea a trecut peste el. Era lovit și imediat a trecut altă mașină peste el. Era pe undeva pe dreapta. I-am zis lui să încercăm să o prind, la atenționam, probabil era beat în sus. După când am întors, l-am găsit, era deja mort, noi am trecut peste. La locul accidentului a ajuns și o ambulanță, însă medicii nu au mai putut face nimic. Șoferul care l-a lovit pe bătrân s-a întors la locul accidentului însoțit de un avocat. El le-a spus polițiștilor că a fugit pentru că s-a speriat. Am agățat cu ochiul, da? Și de frică când am făcut. Da, mi s-a spart ochiul, da? Am auzit că mai putut am apanicat. Vă traversat din partea asta, da? Da, doar cu ochiul, da. Pe fondul acroșării de către un autoturism, care nu a rămas la fața locului și a părăsit locul evenimentului. După momentul acroșării, un alt autoturism a trecut peste victimă în urma impactului acesta decedent. Medicii legiști urmează să stabilească dacă bărbatul a murit după primul impact sau după ce a trecut cel de-al doilea autoturism peste el.